Pentru Zodia Pești, această săptămână influențează la început relațiile cu prietenii, protectorii cu asociațiile profesionale. Aici poate să apară în această zonă cunoașterea, dorința voastră de cunoaștere mai profundă, mai filozofică a lucrurilor, poate să apară iarăși tot în această zonă. Dorințe oarecum neclare, în relații schimbările pot fi oarecum subtile, cele pe care le sesizați. Iar din data de 2 octombrie, tensiunile de pe axa personalitate, contracte, asocieri, eventual procese, se acumulează și pe familie, pe cămin, pe trecut. Aceste frustrări se rezolvă în carieră prin analizarea forțelor care intră în joc, în echilibrarea lor, prin controlarea lor. Tensiunile din contracte, asocieri, procese pot favoriza stările de ancorare în iluzii, de indecizie. Aceste iluzii uh, pot să aducă nervozitate, mai mare sensibilitate, neatenție e posibil să aducă și decepții, tensiunile se rezolvă și am zice că se valorifică în relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale. Aici vi se poate cere să fiți mai diplomați, să arătați spirit critic, dar fără a jigni, practic va trebui să alegeți exprimarea cea mai potrivită, să folosiți argumente și chiar argumente convingătoare. Din 9 octombrie, Pluto în mers direct în Capricorn, într-o casă unde aveți relațiile cu prietenii și protectorii, va favoriza reorganizarea atât economică, atât în zona resurselor mai bine folosite, mai ales cele materiale, dar și cele energetice. Luna plină din 9 octombrie din Berbec aduce în prim plan resursele tulburările. Am zice că pot să apară legat de schimbări uh, bruște care pot să apară și de neprevăzut care întovărășește acum uh, această lună plină din berbec. Ea, de fapt, luminează niște proiecte, scoate în evidență niște proiecte pe care probabil că le-ați început cu șase luni în urmă, la luna nouă din Berbec. Acum, luna plină este legată, de fapt, și de resurse, dar bunuri materiale, aici va avea influență maximă. Și aici trebuie să așteptați acel uh, neprevăzut. Și acele schimbări.